salut pe toți cei care doriți să deveniți mai buni rezolvitori de probleme, indiferent dacă vă pregătiți pentru un examen sau nu. Azi vă voi prezenta o problemă a cărei rezolvare vă poate ajuta să rezolvați alte zeci și sute de probleme de mecanică, atât de cinematică cât și de dinamică, pentru că rezolvarea problemei de azi presupune atât cunoștințe de cinematică cât și cunoștințe de dinamică. Să vedem enunțul. Puteți vedea acum desenul care descrie situația prezentată de problemă și datele problemei. Corpul de masă M1 este fixat la sol și este legat printr-un fir cu lungimea de 5 metri de un corp cu masa M2. Firul trece peste un scripete și corpul cu masa M2 atârnă de partea cealaltă a scripetelui. Pentru că problema ne spune că firul are lungimea de 5 metri și că scripetele se găsește la înălțimea de 4 metri, înseamnă că firul din stânga scripetelui are lungimea de 1 metru. Și asta mai înseamnă că înălțimea la care se găsește corpul cu masa M2, să notăm cu H2, este 3 metri. Așa cum de altfel vedeți și în desen. Să rezolvăm primul punct și vă amintesc întrebarea. La ce înălțime maximă ajunge corpul de masă M1 dacă sistemul este lăsat liber? Să încercăm să ne imaginăm ce se întâmplă dacă desprindem corpul de masă M1 de sol și lăsăm sistemul liber. Știm ce se întâmplă. Corpul cu masa M2 coboară, pentru că are masa mai mare decât corpul cu masa M1, și corpul cu masa M1 urcă și amândouă se mișcă cu o anumită accelerație pe care o vom calcula imediat. Și asta se întâmplă până când corpul cu masa M2 lovește solul. În acel moment, corpul cu masa M1 se găsește la înălțimea H2, pentru că exact cu cât a coborât corpul cu masa M2, cu atât a urcat corpul cu masa M1. Și corpul cu masa M1 are în acel moment o anumită viteză. O vom calcula și pe asta imediat. Ceea ce înseamnă că el nu se oprește în momentul în care corpul cu masa M2 lovește solul, ci de aici încolo totul se petrece ca și cum am avea o aruncare pe verticală cu viteza inițială V pe care o vom calcula. Iar înălțimea totală la care ajunge corpul cu masa M1 va fi deci suma dintre H2, înălțimea la care se găsește când corpul cu masa M2 lovește pământul, și înălțimea la care mai urcă încă, pentru că are o anumită viteză în acel moment. Să vedem ce se întâmplă întâi în timpul mișcării corpurilor, atâta timp cât corpul cu masa M2 se găsește în aer. Vedeți aici desenul corespunzător. Avem cele două greutăți, greutatea G2 și greutatea G1 și tensiunea din fir. Așa cum am spus deja de multe ori, tensiunea de o parte și de alta a unui scripete ideal este aceeași. Nu putem avea tensiuni diferite de o parte și de alta a unui scripete ideal pentru că nu permite scripetele. Și putem scrie principiul fundamental al dinamicii pentru fiecare corp. Pentru corpul cu masa M2 avem G2 minus T este egal cu M2 ori A. Iar pentru corpul cu masa M1, pentru că el urcă, acolo vom începe cu T. T minus G1 este egal cu M1 ori A. Și avem două ecuații cu două necunoscute. Tensiunea din fir și accelerația. Dar pe noi nu ne interesează tensiunea din fir, așa că adunăm cele două relații și rămâne G2 minus G1 este egal cu A
pe lângă M1 plus M2. Fiecare dintre aceste greutăți se poate scrie ca fiind produsul dintre masă și accelerația gravitațională și atunci aici în stânga pot să scriu G mic pe lângă M2 minus M1 este egal cu A pe lângă M1 plus M2. Și am găsit atunci o relație care ne permite să calculăm accelerația sistemului, care este G mic înmulțit cu M2 minus M1 supra M1 plus M2. Deci atâta timp cât corpul de masă M2 coboară, avem această accelerație. Acum putem calcula viteza pe care o va avea corpul de masă M1, de fapt și corpul de masă M2, pentru că vor avea aceeași viteză, în momentul în care corpul de masă M2 lovește solul. Pentru că știm că deplasarea corpurilor noastre se realizează pe distanța H2. Și atunci formula lui Galilei ne spune că V pătrat este de două ori accelerația ori distanța. În cazul nostru, V pătrat va fi de două ori accelerația, adică ceea ce vedeți aici, G mic mulțit cu M2 minus M1 supra M1 plus M2, iar distanța este, așa cum am spus, H2. Deci, pătratul vitezei corpurilor în momentul în care corpul de masă M2 lovește solul are această expresie. Și acum, corpul de masă M1 a urcat până acum, până în momentul în care corpul de masă M2 lovește solul, înălțimea H2. Urmează, așa cum am spus, o aruncare pe verticală. El este aruncat pe verticală cu această viteză, cu viteza dată de această relație. Și în aruncarea pe verticală în sus, înălțimea maximă la care ajunge corpul se calculează cu formula V pătrat supra 2G. Bineînțeles, această înălțime maximă de aruncare pe verticală este măsurată, așa cum vedeți în desen, de la linia punctată. Adică din locul în care se găsea corpul de masă M1 în momentul în care corpul cu masa M2 a atins solul. Să vedem cât este această înălțime. H mic maxim este V pătrat. Îl avem aici pe V pătrat și trebuie să împărțim la 2G și înseamnă că rămâne H2 înmulțit cu M2 minus M1 supra M1 plus M2. Și această înălțime, ca să calculăm înălțimea totală la care ajunge față de sol corpul de masă M1, trebuie adunată cu H2. Deci ceea ce căutăm, înălțimea la care ajunge față de sol măsurată, corpul de masă M1, să notăm cu H mare, este H2 plus H mic maxim. Adică este H2 se dă factor comun și voi avea 1 pe lângă 1 plus M2 minus M1 supra M1 plus M2. Și dacă facem calculul din paranteză, găsim că înălțimea maximă la care ajunge corpul de masă M1 este de 2 ori H2 înmulțit cu M2 supra M1 plus M2. Și am găsit răspunsul la prima întrebare. Am găsit până acum că viteza în momentul în care corpul cu masa M2 lovește solul, viteza celor două corpuri este dată de această relație și că înălțimea maximă la care ajunge corpul cu masa M1 este dată de această relație. Putem să și calculăm această înălțime maximă. H mare va fi de 2 ori H2, care este 3 metri, înmulțit cu, aici nu mai trebuie să scriu kilogram, pentru că am kilogram pe kilogram la această fracție, kilogramul se simplifică,
M2 este 3 kg, supra M1 are 2 kg, deci am 3 plus 2, 5. Și înseamnă că H mare va fi 6 ori 3, 18 supra 5, 3,6 metri. Corpul cu masa M1 ajunge la înălțimea maximă de 3,6 metri. Și acum să vedem a doua întrebare. Vă amintesc ce spune această întrebare? Ce procentaj din energia mecanică a sistemului se transformă în căldură prin ciocnirea plastică a corpului de masă M2 cu solul? Întâi ar trebui să știm câtă energie mecanică totală avem în acel moment. În acel moment avem odată energia cinetică a corpului cu masa M2, să notăm cu energia cinetică 2, plus mai avem energia cinetică a corpului cu masa M1, să notăm energia cinetică 1, și plus mai avem energia potențială a corpului cu masa M1, care în acest moment se găsește la înălțimea H2, deci energia lui potențială se calculează cu formula Mg ori H2. Iar în expresiile celor două energii cinetice apare V pătrat, pe care îl cunoaștem. Deci această sumă este energia mecanică totală. Și am putea să calculăm în acest fel cât este energia mecanică totală. Dar dacă facem calculele, vom găsi că energia mecanică totală a sistemului este M2 ori G ori H2. Vă amintește această relație ceva? Este energia potențială pe care a avut-o în momentul inițial corpul de masă M2 care se găsea la înălțimea H2. Așa că n-are rost să calculăm în așa fel energia totală. Putem spune de la început, pentru că din momentul în care am eliberat corpul de masă M1 până în momentul în care corpul cu masa M2 lovește solul, n-au existat frecări, nici ciocniri plastice, înseamnă că energia mecanică totală s-a conservat în acest timp. Deci putem spune, fără să mai facem acest calcul, că energia mecanică totală a sistemului este M2 ori G ori H2 în momentul în care corpul cu masa M2 lovește solul. Problema ne întreabă cât la sută din această energie se transformă în căldură. Care energie mecanică se transformă în căldură prin ciocnirea corpului de masă M2 cu solul? Energia cinetică a corpului de masă M2. Celelalte energii nu se schimbă. Corpul de masă M1 rămâne la aceeași înălțime, nu își schimbă înălțimea pentru că a avut loc acea ciocnire plastică dintre M2 și sol, și își păstrează viteza pe care a avut-o în acel moment. Are în continuare această viteză și în clipa care urmează după ciocnirea corpului cu masa M2 cu solul. Și atunci înseamnă că energia mecanică care se transformă în căldură este această energie cinetică 2. Și energia cinetică 2 este M2 înmulțit cu V pătrat, adică cu ce vedeți aici, totul supra 2. Deci înmulțit cu 2GH2, M2 minus M1 supra M1 plus M2. Și aici putem să scriem această energie cinetică 2 ca fiind, după ce simplificăm cu 2, M2 ori GH2 înmulțit cu M2 minus M1 supra M1 plus M2. Și ca să vedem cât din energia mecanică se transformă în căldură, trebuie să facem raportul energie cinetică 2, cea care se transformă în căldură, supra energia totală, supra E total. Adică, observați că voi avea M2GH2 înmulțit cu această fracție supra M2GH2. M2GH2 se simplifică și rămâne doar M2 minus M1 supra M1 plus M2.
Să vedem cât este acest raport. Energia cinetică 2 supra energia totală este 3 minus 2, 1, supra 3 plus 2, 5, adică 0,2. Dar dacă acest raport este 0,2, înseamnă că se transformă în căldură 20% din energia mecanică. Deci răspunsul este 20% din energia mecanică a sistemului se transformă în căldură prin ciocnirea plastică dintre corpul cu masa M2 și Sol. A treia întrebare, care este intervalul în care trebuie să fie cuprinsă masa M2 astfel încât corpul de masă M1 să urce, dar să nu ajungă până la scripete când sistemul este lăsat liber. Valoarea minimă a masei M2 este evidentă în acest caz, și anume masa M2 trebuie să fie mai mare decât masa M1. Pentru că întrebarea zice care este intervalul în care trebuie să fie cuprinsă masa M2 astfel încât corpul de masă M1 să urce. Păi nu urcă dacă M2 nu este mai mare decât M1. Deci limita minimă este M1. Care este limita maximă? Nu ne rămâne decât să impunem condiția ca înălțimea maximă la care ajunge corpul cu masa M1 și pe care am notat-o cu H mare să fie mai mică decât înălțimea la care se găsește scripetele și care este dată în problemă. Și atunci avem inegalitatea 2H2 înmulțit cu M2 supra M1 plus M2 trebuie să fie mai mic decât H scripete. Și de aici rezultă că raportul M2 supra M1 plus M2 să fie mai mic decât înălțimea scripetelui supra de 2 ori înălțimea H2. Adică, la limită, M2 supra M1 plus M2 egal cu înălțimea la care se găsește scripetele este 4 metri și de 2 ori H2 este de 2 ori 3 metri, 6 metri. Și dacă simplificăm, rămâne că M2 supra M1 plus M2 este egal cu 2 pe 3, adică dacă folosim proprietatea fundamentală a unei proporții, de 3 ori masa M2 este egal cu de 2 ori masa M2 plus de 2 ori masa M1, adică M2 este egal cu 2M1. Și pentru că M1 este 2 kg, înseamnă că limita maximă este 2 kg înmulțit cu 2, adică 4 kg. Și atunci răspunsul este că masa M2 trebuie să fie mai mare decât M1, dar mai mică decât 4 kg. Și pentru că M1 este 2 kg, avem masa M2 mai mare decât 2 kg, mai mică decât 4 kg. Deci pentru orice masă cuprinsă între 2 și 4 kg, în condițiile problemei noastre, corpul de masă M1 nu ajunge până la scripete. Ultima întrebare. Care este înălțimea la care ar trebui plasat scripetele pentru firul descris în problemă, astfel încât, indiferent de valoarea maselor M1 și M2, corpul de masă M1 să nu ajungă la scripete, să nu lovească scripetele? Întâi, ca să răspundem la această întrebare, să vedem care este înălțimea cea mai mare la care poate să ajungă corpul de masă M1. Avem deci expresia H mare este 2H2 înmulțit cu M2 supra M1 plus M2. Această fracție, M2
supra M1 plus M2 este evident subunitară. Dar dacă M2 se face tot mai mare și mai mare și mai mare, valoarea ei tinde spre 1. Să vedem de ce. Dacă împart și numărătorul și numitorul la M2, voi avea M2 supra M2 supra M1 supra M2 plus M2 supra M2. Și dacă M2 este mult mai mare decât M1, atunci acest raport este practic 0. Și rămâne 1 pe 1, adică 1. Ceea ce înseamnă că cea mai mare înălțime la care poate să ajungă la limită corpul de masă M1, H, să-i spunem H maxim, este egală cu de 2 ori H2. Atunci când, repet, M2 este mult, mult mai mare decât M1 și această fracție tinde spre 1, valoarea ei tinde spre 1. Și atunci, dacă vrem să nu ajungă corpul de masă M1 la scripete, trebuie să punem condiția ca înălțimea la care se găsește scripetele, H indice S, să fie mai mare decât această înălțime maximă la care poate să ajungă corpul de masă M1, adică decât de 2 ori H2. Dar dacă vă uitați la acest desen, observați că există o relație între HS, înălțimea la care se găsește scripetele, L, lungimea firului, și H2, înălțimea de la care începe să coboare corpul de masă M2, și anume, observați din desen că putem scrie relația L plus H2 este egal cu de 2 ori înălțimea la care se găsește scripetele. Și atunci, pentru H2 care apare în inegalitatea noastră, avem expresia de 2 ori înălțimea la care se găsește scripetele minus L. Și avem atunci inegalitatea HS mai mare decât 2 pe lângă H2, adică de 2 ori înălțimea la care se găsește scripetele minus L, adică H indice S mai mare decât de 4 ori H indice S minus de 2 ori L. Și această inegalitate acum se poate scrie 4 minus 1, 3. Dacă încep cu partea dreaptă, am de 3 ori H indice S mai mic decât 2L a trecut din coace și a devenit pozitiv, mai mic decât 2L, ceea ce înseamnă că înălțimea la care se găsește scripetele trebuie să fie mai mică decât 2 pe 3L. Deci dacă înălțimea la care se găsește scripetele este mai mică decât 2 treimi din lungimea firului, atunci, indiferent ce valori au masele M1 și M2, corpul de masă M1 nu lovește scripetele, nu poate ajunge până la scripete. Aveți aici un desen care vă ajută să înțelegeți această inegalitate. De fapt, în desen avem limita, adică înălțimea la care se găsește scripetele este egală cu 2 treimi din lungimea firului. Și acum gândiți-vă că scripetele coboară. Dacă scripetele coboară, coboară și masa M2, pentru că firul își păstrează lungimea. Și atunci va fi satisfăcută această condiție, înălțimea la care se găsește scripetele va fi mai mare decât de 2 ori H2. În schimb, dacă scripetele urcă, atunci urcă și masa M2 și această condiție nu mai este satisfăcută. Înălțimea la care se găsește scripetele nu va mai fi de 2 ori mai mare, măcar de 2 ori mai mare decât H2. Frumusețea acestei întrebări a problemei este faptul că rezultatul este contraintuitiv. La prima vedere, am spune că trebuie să ridicăm scripetele ca să fim siguri că masa M1 nu ajunge la el. De fapt, trebuie să coborâm scripetele. Deci răspunsul este că scripetele trebuie să se găsească la o înălțime care să fie mai mică decât 2 treimi din lungimea
firului. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!